Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vă voi prezenta cum anume puteți înregistra ecranul din PowerPoint și să folosiți în același timp o parte a prezentării ca prompter. Voi deschide una dintre prezentările mele PowerPoint, este cea referitoare la un buletin meteorologic pentru continentul nord-american, dar și pentru cel sud-american, pentru tot continentul american. În primul rând, este foarte importantă partea de notițe, notes în PowerPoint. Ei bine, ea se află în partea inferioară a ecranului. Vedeți aici, dacă nu o puteți observa, aveți această săgeată de jos unde puteți trage de partea de notes. Dacă nu este activată deloc, în partea de jos scrie notes, comments, avem celelalte opțiuni, să avem activată tot timpul opțiunea notes. Iată, dacă o dezactivez, acestea dispar. Dacă o activez, apar din nou. Ei bine, această parte putem să o mărim sau să o micșorăm atât cât dorim noi. Desigur că va fi un raport între această parte și partea de vizionare a diapozitivelor. Iată, eu mi-am scris deja aici câteva lucruri în partea inferioară și pe primul diapozitiv și pe cel de-al doilea diapozitiv. Aici cum scriem, pur și simplu dăm click și scriem. Scriem ceea ce dorim. Notițele pe care să le folosim ca pe un prompter în timp ce noi prezentăm. Pentru că poate avem nevoie de acestea atunci când facem o prezentare PowerPoint și vrem să o înregistrăm. Haideți să trecem la fapte, acum la înregistrare. Cum facem acest lucru? În primul rând, trebuie să intrăm la opțiunea Slideshow din partea superioară a ecranului, Slideshow. Iar aici avem Use Presenter View. Ei bine, această Use Presenter View trebuie să fie activată tot timpul pentru a putea vedea notițele în timpul prezentării. Odată activată această opțiune, apăsăm tasta F5 pentru a porni prezentarea. Putem să apăsăm să începem prezentarea de la acest diapozitiv, from beginning, sau pur și simplu din dreapta jos să facem click pe opțiunea Slideshow. Am intrat în modul Show, iată și începe prezentarea mea. Acum, pentru a deschide efectiv Presenter View, fie dăm click dreapta pe ecran și apăsăm Show Presenter View și îmi va apărea în felul acesta, fie puteam să fac altfel, iată voi porni din nou prezentarea și dacă mișc cursorul mouse-ului, am în partea dreaptă jos acele trei punctulețe, fac click pe cele trei punctulețe, Show Presenter View. Dar cel mai simplu este cu click dreapta și Show Presenter View. Și din nou mi se deschide această fereastră. Ei bine, în această fereastră vedeți că în partea dreaptă pot vedea ecranul meu și dedesubt notițele. Bun, ceea ce înseamnă că voi vedea notițele de pe fiecare diapozitiv. Diapozitivul îl schimb din partea inferioară a ecranului. Și iată, văd că și pentru al doilea diapozitiv am notițe, pentru cel de-al treilea am și aici, pentru cel de-al patrulea, unde nu am notițe, hai să trec și la al patrulea, no notes îmi scrie, pentru că nu sunt notițe. Observați aici. Bun, mă întorc la primul diapozitiv. Pentru că de acolo vreau să vă arăt cum facem prezentarea, primul și al doilea. Mai departe, ce trebuie să fac? Din nou dau click dreapta pe prezentare și de această dată selectez opțiunea Screen Show Taskbar pentru a-mi arăta taskbarul computerului meu, bara inferioară a oricărui computer unde am programele puse în toolbar. Apăs Show Taskbar și de jos de aici, în loc să selectez de această dată show-ul, dau click și selectez prezentarea mea PowerPoint. Mă duc din nou la prezentare. De ce? Pentru că mai departe trebuie să trec la partea de înregistrare. Cum fac acest lucru? În meniul superior, lângă slideshow, se află opțiunea record. Apăs pe record, click stânga și apoi am mai multe opțiuni. Selectez opțiunea screen recording, înregistrare, ecran. Am selectat cu click stânga această opțiune și iată ce mi se deschide. Apăs Select Area din partea superioară acestui meniu pe care l-am sus pentru a selecta porțiunea de ecran pe care vreau să o înregistrez. Apăs click stânga pe Select Area. Și apoi selectez efectiv această parte unde se află înregistrarea și nu înregistrez și notițele sau alte lucruri. Am selectat trăgând cu click stânga. Vă arăt încă o dată Select Area și am selectat porțiunea de ecran pe care vreau să o înregistrez. După care am grijă aici pentru a registra și audio să fie activat microfonul. Iată, la mine este activat. Dacă îl dezactivez, va fi pe alb, pe contur alb. Dacă îl activez, contur gri. La fel și pointerul mouse-ului. Pot să-l dezactivez sau pot să-l activez.
și bifez această opțiune pin the dock dacă vreau să-mi apară tot timpul aici și să nu dispară această parte de sus în timp ce eu fac înregistrare. Eu o las aici pentru că tot de aici vreau să opresc și înregistrarea, pentru că altfel trebuie să apăs o combinație de taste. Cea pe care mi-o scrie aici, Shift, trebuie să apăs tasta de logo a Windows, în același timp Shift și R pentru a opri înregistrarea sau a o porni. Ca să-mi fie mai ușor, o să las aici în partea de sus, activând cu acest pin meniul. Bun, hai să trecem efectiv la înregistrare. Cum facem? Apăsăm Record. Odată apăsat Record, iată, am 3 secunde și apoi începe înregistrarea efectivă. Și eu voi spune aici, bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vă voi prezenta starea vremii pe continentul american. Pentru a trece la următorul diapozitiv, apăs de jos pe săgeată. Începem cu America de Nord. Astăzi, 6 februarie, pe continentul nord-american se vor registra între minus 27 de grade Celsius la Iwuji-Vik, și arăt Iwuji-Vik-ul pe hartă, și 27 de grade în peninsula Florida la Miami. Și mai departe spun tot ceea ce am pe prompter și pot avansa din meniul de jos cu diapozitivele și citesc ceea ce mi-am scris pe prompter, ceea ce mi-am propus eu să spun în timpul prezentării, asta pentru a nu fi nevoit să stăm cu o foaie în fața noastră sau chiar un prompter real. Pentru a opri înregistrarea, în meniul de sus, mergem cu mouse-ul nostru și apăsăm pe acel pătrățel albastru. Odată apăsat acel pătrățel albastru, s-a oprit înregistrarea. Pot să opresc acum și show-ul cu opțiunea End Slideshow pentru a ieși din prezentare. Și veți vedea că, iată, de pe diapozitivul de pe care am început să înregistrez, la mine, de pe diapozitivul 1, s-a creat automat un video al acestei înregistrări. Iată-l aici pe primul diapozitiv. Pentru a-l salva, facem clic dreapta și apăsăm opțiunea Save Medias. Salvează fișierul media K. Apăs clic stânga pe Save Media As. Și unde vreau să-l salvez? Acum selectez în folderul meu unde vreau să-l salvez. Pun aici înregistrare. Și apăs Save. Dacă mă duc în acel folder, voi putea deschide videoul meu, videoul înregistrare. Dau dublu clic pe el pentru a-l deschide și a-l vizualiza și o să vedeți că nu s-a Înregistrare înregistrat efectivă. decât partea aceea Și de eu voi aici spune aici. pe care am Bună dorit ziua, eu. dragi. Iată, o să-i Eu opresc sunt sunetul. Georgia. Așa, i-am oprit sunetul pentru a ne înțelege. Vedeți că s-a înregistrat decât acea parte pe care am dorit eu să pe care am selectat-o eu și dacă pornesc sunetul, veți auzi din nou și vocea pe care am folosit-o eu pe înregistrare. Pe prompter, ceea ce mi-am propus eu să spun în timpul prezentării, asta pentru a nu trece la următorul diapozitiv. Bună ziua, dragi. Eu sunt Georgian, iar Da, așa arată videoul meu. Nu este foarte greu de făcut acest lucru. Dacă nu mai vreau să am în prezentarea mea materialul video, dau clic pe el și apoi apăs tasta Delete sau clic dreapta și selectez să îl șterg. Da? Delete. Eu voi folosi din tastatură, clic pe el stânga și apoi tasta Delete sau Del, în funcție de ce aveți pe tastatura dumneavoastră. În folderul meu rămâne înregistrarea pe care eu o pot prelucra sau o pot duce la clasă elevilor. Dragilor, eu sper că vă veți reuși și voi să înregistrați ecranul din PowerPoint și să folosiți o parte a ecranului, și anume opțiunea aceasta de Notes, ca un prompter, în timp ce activați Presenter View. Nu uitați de acest lucru pentru că este foarte important. Eu vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc sănătate și succes!